Nu de mult timp am schimbat camera de filmat pentru că cea veche a început să facă nu figuri, s-a stricat ecranul și nu mai răspundea la nicio comandă de pe ecran. Puteam filma în continuare cu ea, dar s-o trimit în garanție să văd ce se întâmplă. Și bineînțeles că am primit negații, nu mi-a putut o repara. Și am avut de ales între altă cameră nouă sau același model sau bani înapoi. Am ales bani înapoi, am mai pus diferența și mi-am cumpărat ultimul model de GoPro, încercând cu asta să-l și testez, pentru că am văzut că are cât multe note negative. Sincer, nu înțeleg de ce. Pentru că mie îmi place cum filmează, mai ales modul Hyperview, are un nou sistem de boost pentru stabilizare. Chiar îmi place, încă n-am testat chiar toate modurile. Are slow motion, destul de bun, doar că asta n-am apucat să testez, trebuie să fac să-mi fac un pic de timp într-o zi să văd cum funcționează și asta și ce înseamnă. O să apară de acum în fiecare sâmbătă din nou vlogurile sau mai multe zile dacă am cum, pentru că până acum n-am mai postat 2 săptămâni pentru că n-am avut și am zis că postez gaming. Sincer, am văzut că s-a stricat camera și chestia asta, dar m-a durut un pic când am postat, pentru că am place să vă țin la zi cu vlogurile, dar n-am avut, am vrut să îmi iau un pic de pauză. Deci m-am luat 2 săptămâni de pauză și să mă odihnesc un pic. De acum încolo vor reapărea vlogurile. O să mai pun și vloguri cu mașina, pentru că am văzut că se cer și se întreabă și vă plac, mai ales lui Diana. Și dacă am avut ocazia să mă duc acum cu mașina până la spălătorie, o să fac și acest vlog. Să vedem un pic și cum filmează camera din interiorul mașinii, pentru că cu bicicleta am văzut-o deja, o să apară sâmbătă. Și vreau să văd și de la voi o părere, cum filmează, să văd diferențe, nu se văd. O trebuit cu camera asta să schimb și programul de editare. A fost așa la, nu știu, aproape în jur de $100, nu știu. Și vreau să văd dacă s-a meritat toată investiția asta. Totuși a fost la o investiție nu chiar mică. Da. Și vreau să văd dacă s-a meritat toată treaba asta, dacă a meritat pasul de la 8 la 11, și mă refer la GoPro. Acum, ce să fac? O să vă las în continuare cu bă, Tudor, bă. Acum o să vă las în continuare cu drumul. Imposibil, Tudor. Nu pot răspunde. Iisuse Hristoase. O să vă las în continuare cu drumul până la spălătorie. O să pun probabil ceva pe fundal. Au mamă cum a parcat-o. Și o să vă aștept cu un verdict. Cum se vede, cum filmează, e ok, nu e ok, ce ați îmbunătățit voi, ce se vede neclar. Hai să discutăm în comentarii. Bine? Avem un blocaj pe drum. Am roșu, am verde și am roșu. Okay. Așteptăm. Și mă tentează să merg rapid. Da, nu merg. Nu merg pentru că filmez pentru vlog.
A venit și iarna, nu-mi place când o ninz. Aș vrea să ningă. Am atâtea subiecte de discutat cu voi, doar că o să fac asta cu bicicleta când o să mă duc într-o zi singur. Am atâtea subiecte de discutat de vorbă cu voi, pe lângă vlogurile pe care o să le postez. Să mai stăm de vorbă, pentru că am văzut că vă plac episoadele în care mai vorbim. Vă mai sfătuiesc dacă pot, o să mai am nevoie și eu de sfaturi, pentru că nu sunt tot știutor. Ce să facem? Trebuie să învățăm de la unul la altul. Și trebuie să ne învățăm, să învățăm de la unul la altul, de la oamenii pe care merită să-i asculți. Ceva cu voi, dacă tot am găsit golful ăsta în spate, în față, să mă uit în spate lui, vreau să spun. Ăsta e haionul de Europa, cu numărul lat, așa. Este haionul de America, pe care îl iubesc enorm, dar nu știu de unde să fac rost de unul. M-am gândit să-l modific, dar am zis că aia nu merită. Oare cum i-ar sta în loc de numărul ăsta lat, număr de la pătrat? Cum și Dumnezeu să aud. De la spălătorii. Cred că toate astea sună.
Așa, e spălată. De acum. Hai să văd dacă nu s-o umeză asta. Lentila. Mă duc să le iau pe Sebi de la școală. Posibil să mă duc și eu ceva de mâncare. Așa, să mai ronței. Și pe urmă mă duc acasă. Cam atât au fost. Măi, Toyota, las-mă să ies. Și pe urmă n-ai decât să intri tu. Mașina. Aici. O mașină cu dubiță care merge cu spatele și cu fața în același timp. Oh, wow. Hai că nu vezi asta în fiecare zi.